Claus Ioanis s-a adresat comunităților de români din Statele Unite, unde a amintit despre parteneriatul strategic vechi de 25 de ani dintre cele două state. Președintele țării a reamintit faptul că prezența militarilor în bazele românești sunt o dovadă că relația dintre Statele Unite și țara noastră este una extrem de puternică. De asemenea, șeful statului a lăudat și comunitatea românilor din Statele Unite și le-a transmis că sunt o punte importantă între cele două state. Klaus Iohannis a ținut să le reamintească românilor de peste ocean faptul că militari americani păzesc țara noastră cu toate dotările moderne. Și dacă vrem să vedem ce s-a întâmplat în parteneratul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii 25 de ani, putem să vedem, sigur, în primul rând, zona de securitate. Și la momentul acesta, când vorbim, foarte mulți militari americani cu dotări dintre cele mai moderne se află în bazele din România. Pe de altă parte, și datorită sprijinului american, România este în NATO. Este cea mai puternică garanție de securitate de care a beneficiat România vreodată. Tot în fața comunităților de români. Șeful statului a spus că parteneriatul dintre cele două state trebuie să fie și mai dezvoltat și că și-ar dori ca firmele românești să se extindă în Statele Unite. Vestea bună anunțată de Iohannis este că țara noastră va beneficia de reactoare modulare mici. Sunt foarte multe firme din Statele Unite care activează în România. Sunt încă, din păcate, foarte, puț foarte puține firme românești care activează în Statele Unite, dar poate aici. Mai e loc de dezvoltare și ca să înțelegeți cât de mult am avansat în acest parteneriat, în zona economică, vă dau un singur exemplu care, după părerea mea, este grăitor în acest sens. Este zona civilă de folosire a energiei nucleare. Am încheiat un parteneriat cu Statele Unite ale Americii și cu alți parteneri importanți pentru dezvoltarea unor reactoare nucleare, dar nu dintre cele obișnuite cum le cunoaștem, ci așa numitele reactoare modulare mici. Iar la final, Claus Iohannis, în prezența primei doamne, a ținut să le mulțumească în aplauze românilor din Statele Unite. Comunitatea românească din Statele Unite ale Americii este o punte extraordinar de importantă între România și Statele Unite ale Americii. Sunteți dumneavoastră și vă mulțumesc!